Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă de astăzi, înaintea plecării în campamentul din Antalya, care va fi mâine. Venim astăzi în fața dumneavoastră cu mai multe noutăți în lotul formației ASEA Târgu Mureș, noutăți despre care veți afla în următoarele minute. Pentru început am să rog pe domnul Daniel Stanciu, director general al clubului, să vă spună câteva detalii despre aceste noutăți. Apoi am să rog pe domnul antrenor Ioan Ovidiu Sabău să facă mai multe referiri la această perioadă de pregătire și la jucătorii care au venit în lotul nostru. Apoi, băieții care sunt noi la ASEA Târgu Mureș, o să-i rugăm și pe ei să ne dea o scurtă declarație și apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Deci, o rugăminte ca toate întrebările care vor fi adresate astăzi, fie domnului antrenor, fie domnului director general, să fie adresate la sfârșit. Mulțumim! Bună ziua! Așa cum v-am promis în ianuarie, am reușit să aducem câțiva jucători ca să completăm lotul. Am știți foarte bine la jucătorii la care am renunțat. Ne-am ținut de promisiune și am adus jucători, zicem noi, de valoare și cred că numele unor dintre cei prezenți aici în fața dumneavoastră, cred că nu am nevoie de alte comentarii. Aș vrea să le mulțumesc celor de la CFR care ne-au sprijinit în transferul, în împrumutul de fapt în vară al jucătorilor Sepsi, Voiculești și Bora, pentru că, deși au fost unele mici probleme până la urmă, s-au rezolvat în timp util ca să îi putem avea pe cei trei alături de noi în antrenamentul din Antalya. Aș vrea să vi prezint și apoi, bineînțeles, după ce vorbește domnul Sabău, o să rog și pe ei să vă spună câteva cuvinte. Este vorba despre Lucian Turcu, un jucător care, cred că îl știți, a evoluat la ultima dată la Universitatea Sângea în Liga 1, fundaș stânga. Este vorba de Marius Topozei, jucătorul celor de la Regisa, care la fel a evoluat în Liga 2 în prima parte, dar și în anii trecuți, pentru metalul Regisa și o fost echipă din Vâlcea. Vorba de Bobby Verdeș, îl cunoaște destul de bine, este golgheterul la zi al Ligii a doua din ambele serii. Marius Olobu, o mare speranță, care alături de conducerea tehnică și în special domnul Sabău ne pune mari speranțe în talentul lui, un jucător care a evoluat pentru Universitatea Craiova, în Liga 1 și Naționala de Tineret. A mai jucat pentru Astra Ploiești atunci. Și cu siguranță va face o figură frumoasă la Târgu Mureș și ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivul acela de a promova. Andrei Ceaga, un atacant care vine de la divizia C de la Sănătatea Cluj. Și bineînțeles, grupul celor de la CFR Cluj, Lazlo Sepsi, jucător care a mai evoluat la Târgu Mureș, și Târgu Mureșan. Și ne bucurăm foarte mult că atât el, cât și Ioan Fora sau Claudiu Voiculeț au ales să vină alături de noi în această perioadă, mă refer la retur. Bineînțeles, ieri a semnat noi și Osman Andreea. L-am prezentat pe site, el are cetățenie, pașaport senegalez și are